Jurnalele RTT. Data de 15 iunie 2023 va rămâne în istoria Brașovului ca zi a inaugurării aeroportului internațional. Primul avion care a aterizat la Ghimbav, întâmpinat cu tunuri de apă și covor roșu, aparține companiei naționale Tarom și a fost pilotat chiar de fiul lui Dumitru Prunariu, singurul cosmonaut român născut și crescut la Brașov. La ora 8:10 a pus roțile pe pistă avionul care a primit botezul în calitate de primă aeronavă care aterizează pe aeroport. O coborât din avion, încă președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, care a devenit și ministru al dezvoltării, președintele Senatului Nicolae Ciucă, ministrul transporturilor Sorin Grindeanu, ambasadorii Regatului Unit și Franței, precum și numeroase alte personalități. După aterizare s-a intonat imnul național, iar apoi a avut loc slujba de sfințire, oficiată de înalt preasfinț sa Laurențiu Streza, mitropolitul Ardealului, și a fost tăiată panglica inaugurală. Ceremonialul a fost urmat de alocuțiunile oficialităților. Deși extrem de emoționat, Adrian Veștea a avut un discurs apreciat de asistență. Vreau să vă asigur pe toți cei care ați trudit la acest aeroport că vă sunt recunoscător. Vreau să le mulțumesc colegilor mei din actualul guvern, dar și din guvernele României, că ne-au acordat sprijin și au fost alături de noi în fiecare moment al derulării acestui proiect. Vreau de asemenea să mulțumesc tuturor instituțiilor care s-au implicat în implementarea și în operaționalizarea acestui aeroport, dar nu în ultimul rând, poate în primul rând, vreau să mulțumesc familiei mele, vreau să mulțumesc brașovenilor. Care mi-au dat încredere și m-au adus în această situație. Să-l stăpânim sănătos și să avem cât mai multe îmbarcări de pe aeroportul nostru. Președintele Senatului a scos în evidență importanța economică a realizării aeroportului. Ceea ce este foarte important, deja a fost subliniat, relevanța pentru tot ceea ce înseamnă o astfel de infrastructură pentru municipiul Brașov, pentru județul Brașov, pentru tot ceea ce înseamnă activitate economică, activitate socială, activitate turistică pentru această zonă a Brașovului și județelor vecine. Ministrul transporturilor Sorin Grindeanu a subliniat faptul că doar munca în echipă a făcut posibilă finalizarea și inaugurarea aeroportului. În perioada asta în care am fost ministru al transporturilor în guvernul Ciucă, am reușit să certificăm internațional aeroportul Brașov, ceea ce e un lucru important, iar colegii mei, atât cei de la Romața, cât și cei de la Autoritatea Aeronautică, și-au dat tot concursul că acest termen pe care Adrian și l-a propus de 15 iunie să fie un termen realizabil și să venim să inaugurăm un aeroport internațional. Cel puțin până la 1 iulie, aeroportul de la Brașov va fi funcțional doar în intervalul orar 7-19, motiv pentru care cele mai multe zboruri vor fi comasate sau pasagerii vor fi transportați cu autocarul la aeroportul Henri Coandă din București. Din luna august va crește numărul de zboruri prin implicarea a încă unui operator aerian, astfel că este posibil ca programul să fie prelungit.
Festivitatea de inaugurare a aeroportului internațional Brașov-Ghimbav a inclus și decernarea distinției de cetățean de onoare al județului Brașov cosmonautului Dumitru Prunariu. Aleșii județeni au votat încă de săptămâna trecută acordarea titlului, însă ceremonia a avut loc odată cu primul zbor la aeroportul Brașovului. Domnul general locotenent, doctor inginer cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu s-a născut la 27 septembrie 1952 aici la Brașov. Absolvent al Facultății de Inginerie Aerospațială, Universitatea Politehnică București din anul 1976, a absolvit în anul 1981 cursurile de 3 ani ale Centrului de Pregătire a Cosmonauților Yuri Gagarin din Orășelul Stelar, Rusia, iar în anul 1991 cursurile pentru cadre superioare ale Institutului Internațional de Formare și Management în domeniul aviației civile din Montreal, Canada. În anul 1999 devine absolvent al Colegiului Național de Apărare, iar în 2004 al cursului de ambasador în cadrul Academiei Diplomatice a Ministerului Afacerilor Externe. În anul 1999 și-a susținut teza de doctorat cu lucrarea Mișcarea perturbată a satelitului artificial al Pământului, devenind doctor în științe tehnice, specialitatea dinamica zborului aerospațial. Este, așa cum știm cu toții, primul român care a zburat în cosmos și cel de-al 103-lea om din lume care a făcut acest lucru în anul 1981. Ministrul Dezvoltării Adrian Veștea i-a înmânat titlul de cetățean de onoare lui Dumitru Prunariu. Se acordă titlul de cetățean de onoare al județului Brașov domnului general locotenent în rezervă, doctor inginer cosmonaut Dumitru Dorin Prunariu, în semn de înaltă prețuire și recunoștință pentru contribuția excepțională adusă în domeniul științelor aerospațiale, ce a condus la creșterea prestigiului și vizibilității județului Brașov pe plan național și internațional. Dumitru Prunariu vorbește cu bucurie despre originea sa brașoveană. Sunt născut la Brașov, crescut la Brașov, educat la Brașov și sunt mândru de acest lucru. Am plecat de aici. Și dorindu-mi să zbor, începând cu aeroclubul de aici, de la Ghimbav, lucrând o perioadă aici, la construcția de avioane, planoare atunci, am ajuns cel mai sus posibil, în spațiul cosmic. Dumitru Prunariu a amintit că încă în 1990, când era secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a transmis o adresă către Direcția Aeroportuară a Aviației Civile, prin care brașovenii solicitau realizarea unui aeroport. Chiar dacă atunci nu s-a concretizat nimic, Dumitru Prunariu s-a declarat foarte fericit că acum poate participa la inaugurarea aeroportului. La câteva ore după inaugurarea aeroportului internațional Brașov, Adrian Veștea a avut parte de alte momente emoționante. Președintele, încă în exercițiu al Consiliului Județean, a fost numit ministru al dezvoltării, iar guvernul din care face parte a fost votat de plenul reunit al celor două camere ale Parlamentului României. Tot în 15 iunie, membrii noului guvern Ciolacu au depus jurământul în fața președintelui României, Klaus Iohannis. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Fostul președinte al Consiliului Județean a promis că va fi un ministru al întregii Românii și nu numai al Brașovului, chiar dacă zilele trecute a afirmat că după aeroport și-ar dori să facă și autostrada Comarnic-Brașov. Mulți pacienți obișnuiesc să se plângă de calitatea serviciilor medicale sau de modul în care li se vorbește în spitale, cabinete sau laboratoare. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Brașov doresc să vă cunoască opiniile și de aceea pe site-ul instituției există un chestionar pe care sunteți rugați să îl completați. Stimați asigurați, vă rugăm să aveți amabilitatea de a răspunde întrebărilor din chestionarul privind gradul de satisfacție al asiguraților față de calitatea serviciilor medicale, pe care îl regăsiți pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Brașov, în secțiunea Informații pentru Asigurați,
bifând varianta pentru care optați și care descrie cel mai bine situația dumneavoastră. Vă mulțumim! Așadar, din răspunsurile pe care le veți da, alegând variantele de răspuns pe care le considerați că sunt în concordanță cu experiențele dumneavoastră, decidenții vor putea trage concluzii în legătură cu gradul de satisfacție al asiguraților față de calitatea serviciilor medicale. Familiile vulnerabile din Brașov vor fi sprijinite de SOS Satele Copiilor să rămână împreună. Asociația sărbătorește un an de implicare socială în comuna brașoveană Prejmer, după ce în 2022 a preluat activitatea Fundației Casa Mea, o casă de tip familial cu tineri și copii ce nu mai au familia alături. Suntem o casă de tip familial în Prejmer, în care în momentul de față crește 6 copii. Noi suntem înființați acum 20 de ani, dar de anul trecut am devenit parte din marea familie Asociația SOS Satele Copiilor. Copiii noștri sunt acum tineri, îi avem de micuți, au vârste între 16 și 20 de ani, avem liceeni, studenți, muncesc part-time, fac sport, fotbal, înnoată, schiază, sunt copii dezvoltați, frumoși, deștepți, exact ca într-o familie. Odată cu aniversarea primului an de implicare socială, SOS Satele Copiilor România anunță lansarea unui nou program de sprijin pe termen lung pentru familiile și comunitățile vulnerabile din județ. SOS Satele Copiilor a marcat acest prim an de activitate în localitatea Prejmer printr-un eveniment special, Branci de Bine, care a avut loc pe data de 8 iunie într-un hotel din centrul Brașovului. A fost un proiect de suflet, casa de tip familial din Prejmer, pe care o doamnă l-a dezvoltat și aproape 20 de ani, care, din păcate, a pus într-o imposibilitate să-l ducă mai departe acest proiect, a solicitat ajutorul nostru. În momentul în care am cunoscut copiii și am văzut în ochișorilor dorința de a fi ajutați și, un fel, poate aș putea spune disperarea, să nu cumva să fie din nou abandonați, că vorbim de copii separați de familie, n-am putut să nu-i preluăm. Mă emoționez doar când îmi amintesc acel moment al întâlnirii cu ei. Evenimentul de săptămâna trecută a adus împreună reprezentanții ai autorităților locale și județene, instituții de protecție a copilului și asistență socială, companii private, ambasadori și reprezentanți ai SOS Satele Copiilor, astfel încât să se pună bazele unor parteneriate de lungă durată între organizație, autorități, companii, care să sprijine familiile vulnerabile și să ofere o dezvoltare armonioasă copiilor. Unul dintre protagoniștii momentelor speciale care i-au încântat pe participanți a fost tânărul Raul, pentru care familia este casa din Prejmer, partea programului SOS. Mă simt ca într-o familie, copiilor, la domnilor, care au grijă de mine, mă susțin în tot ceea ce fac și le mulțumesc pentru că mă duc pe drumul ăsta cel bun. De copii și tineri cresc în satele și comunitățile de tineri SOS în București, Sibiu, Bacău și Brașov, iar alți 850 sunt susținuți să aibă o viață mai bună în familiile lor și să nu treacă prin trauma separării în 17 comunități la nivel național. Vineri vor circula ultimele autobuze pentru elevi din acest an școlar, iar de luni RATBV trece la orarul de vară. Transportatorul public adaptează, începând din data de 19 iunie 2023, capacitatea de transport a călătorilor la solicitările existente pe durata verii. Vor fi modificate orarele de circulație de pe traseele urbane 1, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 17, 22, 24, 34, 36, 50, 52, 53 și 54, precum și pe traseele metropolitane 130, 131 și 220.
Menționăm faptul că revenirea la programele obișnuite de circulație se va efectua în luna septembrie acestui an. Noile orare vor fi afișate începând de mâine, de vineri 16 iunie, atât pe site-ul societății, respectiv radbv.ro, în secțiunea trasee și orare, precum și în toate stațiile de pe traseele liniilor menționate. Pentru evitarea oricărei confuzii, afișele cu noile orare vor purta mențiunea valabil din data de 19 iunie 2023. De vineri 16 iunie și până la reînceperea cursurilor școlare din învățământul preuniversitar, RatBV suspendă cursele de transport pentru elevi. Doar vineri vor mai circula autobuzele pentru elevi în municipiile Brașov și Codlea. Jurnalele RTT.